De ce unii oameni trăiesc pentru a vedea 100 de ani și mai departe? Acest lucru este o sursă de fascinație atât pentru cercetători, cât și pentru cei care caută rețeta pentru longevitate. Acum, cea mai în vârstă femeie din lume care și-a sărbătorit recent 128 de ani de naștere a oferit un instantaneu al stilului ei de viață. Care este secretul bătrâneții longevive? Răspunsul va sta în mod inevitabil într-o combinație de genetică și decizii de stil de viață sănătos. Cei mai bătrâni oameni din lume continuă să ofere indicii fascinante. Acum, Joanna Mazibuco, care locuiește în provincia de nord-vest a Africii de Sud, și-a împărtășit drumul către longevitate. De ce este importantă povestea ei? Femeia care locuiește în provincia de nord-vest a Africii de Sud și-a sărbătorit miercuri, 11 mai, cea de-a 128-a aniversare. Într-un interviu pentru News 24, tânăra, de 128 de ani, a vorbit despre începuturile ei umile. Am trăit atât de bine la ferme, nu au fost probleme. Deși își amintește bine copilăria, își amintește de vremea când a fost o invazie de lăcuste în fermă. Ea a spus, au fost cazuri în care puteam prinde lăcustele cu mâna și le mâncam. Era ca și cum ai mânca carne, le-am prăjit și le-am mâncat așa, în lipsă de altceva. Joanna și-a împărtășit dieta pe care a urmat-o de-a lungul vieții. Ea a spus că dieta ei a constat în cea mai mare parte din lapte proaspăt și spanac sălbatic. Bătrâna de 128 de ani a adăugat, acum mănânc mâncare modernă, sunt obișnuită, dar mi-e dor de mâncarea cu care am crescut.